în seara aceasta împreună, ne-am adunat lângă Cuvântul lui Dumnezeu și vrem, așa cum găsim scrise versetele acestea în Psalmul 119, la versetul 17, fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc Cuvântul tău, deschide ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Amin. Începem închinarea din seara aceasta cu această cântare frumoasă de Cuvânt. Haideți să ne ridicăm. Sfânt cuvânt de demult jos primit pe pământ prin Iisus te-ai întrebat, o Sfânt cuvânt, viață ne-ai dat. Thank you.
aceasta, ca să putem să fim adunați în numele Domnului Iisus Hristos, care este cuvântul viu și adevărat. Și îți mulțumim pentru că nu numai că ne-ai dat învățătura, dar în El, Doamne, ne-ai dat un mântuitor iubit, ne-ai dat un prieten, ne-ai dat un călăuzitor. El este Fiul lui Dumnezeu care umblă cu noi în fiecare zi. Și îți mulțumesc că prin Duhul Sfânt, prin cuvântul pe care îl citim și prin care ne înveți, ne călăuzești, Doamne, mai aproape de Tine. Binecuvintează și seara aceasta. Tu știi cu toate problemele cu care venim în inimile noastre, care sunt înaintea Ta. Te rugăm frumos, Doamne, să binecuvintezi poporul Tău. Te rog să iei și în seara aceasta orice povară și să iei, Doamne, orice stare care confruntă copiii Tăi. Te rog să binecuvintezi, Doamne, pe cei bolnavi în mod deosebit, în trupurile lor, întărește-i cu sănătate. Binecuvintează, Doamne, pe sora Magda Far, binecuvintează pe sora Carolina, binecuvintează, te rugăm, și pe sora Roda și întărește-o, Doamne, în trupul ei, în gripa cu care se confruntă, binecuvintează pe sora Lidia, binecuvintează, Doamne, toți copiii Tăi pe care îi aducem înaintea Ta și te rugăm să lași ca puterea Ta să fie în trupurile lor vădite, Doamne, și, dar în mod deosebit, în sufletele noastre. Doamne, dă-ne și în seara aceasta cuvântul Tău. Vorbește inimilor noastre. Vrem să fii înălțat în mijlocul adunării Tale și vrem din toată inima, Doamne, ca puterea Ta să fie simțită între noi prin cuvântul Tău. Binecuvintează și pe cei ce n-au ajuns, păzește de orice rău. Binecuvintează pe cei ce sunt plecați din mijlocul nostru. Te rog pentru fratele Dorel în România, pentru familia Pop în Florida. Te rog să fii, Doamne Dumnezeule, cu toți aceia care trec prin încercările vieții. Dă mângâiere peste orice familie care trece prin orice fel de încercare. Părinți care și-au pierdut copiii, te rugăm să te mântui ei. Pentru copiii noștri, Doamne, te rugăm să lucrezi în viața lor. Îi aducem înaintea Ta și vrem din toată inima să ne dai înțelepciunea. Ca să putem, Doamne, prin trăirea noastră, prin ceea ce suntem, prin tot ceea ce facem în locul acesta, împreună cu părinților, să fie echipați, Doamne, și atunci când încercările vieții vor veni, când ispitele vor veni, să-i păstrezi tari lângă Tine. Ajută-i să Te aleagă pe Tine ca Domn și Mântuitor. Te rugăm frumos, Doamne, binecuvintează și cântarea pe toți aceia care Te laudă în seara aceasta și vrem ca toate acestea să fie pentru slava și gloria Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupăm locul și Tu ești păstorul meu, al sufletului meu, așez viața mea azi în mâna Ta. Thank you.
să avem momentele de rugăciune în seara aceasta. Ce lucru minunat să putem să-L numim pe Domnul Iisus Hristos, păstorul nostru, păstorul meu. În cuvintele acestea din Psalmul 119, un psalm cel mai lung și cu foarte multe referințe la Cuvântul lui Dumnezeu, am fost cercetate cuvintele acestea, fă bine locului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Cât dintre noi ne gândim atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce învățăm este dat de Dumnezeu pentru ca viața noastră să fie transformată, să fie schimbată și să poată să fie întotdeauna după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două lucruri aici care în versetele acestea, întâi spune, fă bine rogului tău ca să trăiesc. Și al doilea lucru, deschide ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Dragii mei, este o binecuvântare pe care Dumnezeu ne dă ca să putem să fim în locul acesta, în seara aceasta. E binele lui Dumnezeu pentru noi. Dar binele acesta care îl vedem în fiecare zi și ne bucurăm de el atunci când Dumnezeu ne dă putere să ne sculăm din patul nostru, să putem să mergem la serviți, să facem ceea ce avem de făcut, există însă un mai mare bine. Și binele acesta este de a putea să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu calea pe care Dumnezeu vrea ca să umblăm fiecare dintre noi. Psalmul 119 începe cu cuvintele acestea. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Așa cum a fost referit și așa azi dimineață și cum eu cred că fiecare dintre noi ne dăm seama cât de mult depindem. Nu numai de citirea Cuvântului lui Dumnezeu, ci de înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu și apoi o înțelegere corectă ne ajută întotdeauna să avem o practică, să vedem căile lui Dumnezeu, să putem să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu pentru viața aceasta. Mă bucur că putem să fim împreună cei care suntem în seara aceasta, mulți care sunt pe casă, rugăm ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Sunt multe lucruri pentru care ne rugăm. Am înțeles că sora Roga se confruntă cu o tuse și cu o gripă serioasă, trebuia să aibă operația și n-a putut să aibă operația. Rugați-vă ca Dumnezeu să intervină și să ia putere trupul ei și să se poată recupera. Și în ce privește decizia cu operația, ne rugăm pentru doctor și pentru situația aceasta. Aș vrea să ne rugăm pentru sora Carolina ca Dumnezeu să continue, să arate familiei acesteia bunătatea Lui și să continue recuperarea în trup a sorei noastre. Aș vrea să nu uităm, dragii mei, că în timp ce noi ne bucurăm aici de un confort de cât și de o viață liniștită, aș vrea să nu uităm niciodată pe frații noștri care sunt în diferite locuri unde slujesc cu Evanghelia. Familia fratelui Brian și Tabita, ea este româncă și ei sunt misionari cu Wycliffe în Malaezia. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ei. Două săptămâni fratele spunea că este plecat și sora este acasă singură. Este a doua săptămână. Ne rugăm ca Domnul să ocrotească familia aceasta. Aș vrea să ne rugăm pentru ca această Evanghelie lui Dumnezeu care se propovăduiește să fie o binecuvântare pentru sufletele care o ascultă. Chiar în locul acesta unde Dumnezeu ne-a așezat, în bisericile unde se predică, prin slujitorii care aduc cuvântul lui Dumnezeu și care caută să vestească
ceea ce Dumnezeu le deschide. Interesantă expresia aceasta, deschide ochii. Și ne aducem aminte de doi slujitori. Unul avea ochii deschiși și unul avea ochii închiși. Vă aduceți aminte de Elisei și Gehazi? Și Elisei zice, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Dragii mei, ne uităm la locul acesta și în seara aceasta fiind mai puțin, avem impresia că, într-adevăr, suntem puțini. Dar dacă ne uităm și înțelegem realitatea faptului că nu numărul oamenilor, e important și acest lucru, dar este importantă prezența lui Dumnezeu. Haideți să-i cerem în seara aceasta ca Dumnezeu să umple întâi de toate inimile noastre. Amin. Dumnezeu să ne ajute ca să putem cu mintea noastră să înțelegem adevărul Lui. Și cuvântul acesta care l-am citit și ar vrea să-l subliniez din nou. Din toată inima. Nu de mult a fost citit cuvântul din Iacov. Un om care cere și se îndoiește. E ca valul, ca valul purtat de vânt încoace și încolo. Dragii mei, credem noi că Dumnezeu are putere să cerceteze inimile celor mântuiți? Credem noi că Dumnezeu poate schimba starea cu care cei dragi ai noștri se confruntă? Credem noi că Dumnezeu are un scop pentru biserica Lui, are un plan pentru noi, are o lucrare. Stă înaintea noastră și ne-am rugat vineri cu ceea ce a fost aici și vreau să continuăm să ne rugăm și pentru situația aceasta. Ne-am întâlnit la Biserica Elroi și am vrea, dragii mei, să înțelegem voia lui Dumnezeu și decizia pe care trebuie să o luăm credit cu cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să ne punem cu totul în locul lui Dumnezeu. Fără nicio rezervă, să spunem în seara aceasta, Doamne, cu toată inima mă predau înaintea Ta și vreau să fiu curățit. Vreau ca ochii mei să vadă legile Tale și vreau ca umblarea mea să fie pe căile Tale. Mă bucur că fratele meu este din nou în seara aceasta cu noi și mulțumim Domnului pentru cuvântul care a fost adus și aș vrea să ne rugăm dacă în seara aceasta fratele are un cuvânt pentru noi. Vrea cu toată bucuria să-i dea ocazia să îl împărtășească. Dar, dragii mei, haideți să ne unim inimile și să strigăm către Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim pentru că planul pe care îl are cu noi este un plan măreț. Suntem puțini, dar tot ceea ce a fost puțin a fost și a fost folosit de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut mari isprăvi. Amin? Dacă aș putea doar să mă refer la Goliat, și la spana pe care a dus-o în poporul lui Dumnezeu atunci și un tânăr care se duce și spune-o pe acestuia, eu vin înaintea ta în numele acestui Dumnezeu. Să îndrăznim, să cerem. Să cerem ca să putem să ne aliniem viața după cuvântul Lui și Biserica lui Hristos să fie o binecuvântare. Ne-a așezat Dumnezeu în locul acesta și mă gândesc, Doamne, care sunt oamenii pe care încă nu-i cunoaștem? Care sunt familiile de români care au nevoie de Tine? În ce fel Dumnezeu ne va călăuzi și vom ajunge să vedem puterea lui Dumnezeu lucrând prin această biserică pentru mântuirea altora, pentru recuperarea celor care trec prin încercări, pentru situații de sănătate? Aș vrea să nu uităm nici pe sora Agata, în România și situația de boală și soțul ei care e nemântuit și pentru acel tânăr despre care v-am spus, pentru cei dragi din familiile noastre, aș vrea personal să vă rog să vă rugați pentru fratele meu mai mic, Daniel, și să ne rugăm și pentru copiii celor ce au fost odată în biserică și nu mai sunt, sau cei care sunt tineri. Vorbeam puțin cu sora Agata după terminarea serviciului și fiecare dintre noi că suntem cercetați de plecarea acelui tânăr din mijlocul nostru, dar veștile triste continuă să vină. O familie de români din San Antonio și-a pierdut fiica la 17 ani. A luat pistolul tatălui, l-a pus la cap și acolo i-a fost sfârșitul ei. Dragii mei, diavolul mai mult ca oricare
se luptă și puterea lui este mare. Dar slavă lui Dumnezeu că în Iisus Hristos biruința a fost câștigată. Amen. Noi am venit în numele Lui, numele Celui ce a biruit moartea, a biruit păcatul, Cel care are toată puterea și Cel care întâi vrea să mă biruiască pe mine, vrea să ne biruiască pe fiecare dintre noi și vrea să ne facă acel popor prin care El să se slujească pentru slava și gloria Lui. Ridicați în picioare, îndemnați de aceste cuvinte și de alte gânduri pe care le aveți, de alte situații pentru care ne rugăm să stăm înaintea Lui Dumnezeu, fiecare în rugăciune. Mulțumesc, Doamne, pentru harul Tău de a fi în această seară în casa mea, împreună cu frații și surorile mele, împreună cu familia mea. Mulțumesc pentru sănătatea care mi-ai dat-o, atât încât să pot să fac și voia Ta și lucrarea Ta. Ajută-mă, Doamne, să fac cu lepădare de rușine, Doamne. Doresc, Doamne, ca să găsești plăcere în tot ceea ce fac. Doamne, te rog să mă curățești, să-mi curățești viața. Vreau să fac aproape de Tine și în cuvântul Tău. Vreau să fie binecuvântez la închinare și la această seară, în mod deosebit toate numele care au fost amintite în această seară și situațiile amintite de sănătate, de nevoie, de mântuire. Doamne, le punem înainte crucii Tale. Dorim ca sângele Domnului Iisus și astăzi să curgă peste aceste situații, Doamne, să spere, să mântuiască, să vindece acolo unde este nevoie, Doamne. Și dorim și astăzi cuvântul Tău să fie împărțit cu putere și inimile noastre să fie deschise să-L primească. Vreau în mod deosebit să binecuvintez și copiii noștri, și această nouă generație care se ridică într-o situație destul de trudă. Doamne, te rog să nu lași mințile lor curate de cel rău. Te rog să ne păstrești și să ne dai înțelepciune și nouă părinților, să-i creștem după Sfântă Voia Ta. Binecuvintează-ne în continuare și ți-le cerem acestea, nu în meritele noastre, ci meritele Domnului Iisus. Amin. Te slăvesc, Doamne, și îți mulțumesc pentru că suntem în casa Ta și nu în altă parte. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu pui lucrul ăsta pe inima fiecăruia dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vrei și astăzi să ne vorbești. Vrei, Doamne, să iei parte din noi astăzi. Te rugăm, Doamne, să se lași Duhul Tău cel Sfânt, să treacă de la inimă la inimă, Doamne. Să suflească dragoste și cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să se întâlnim în viața noastră, Doamne. Dar îmi arată și eu pe fiecare mare, Doamne, pentru cei care au fost menționați, Doamne, și te rog frumos să te atingi, Doamne, pe cei bolnavi, Doamne, bine, pe cei care trebuie să toarcă înapoi la calea Ta, Doamne, ajută-i, Doamne, să-și dore înțelegere, Doamne, și înțelepciune, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ai păzit familia noastră atât de mult, Iisus. Mulțumim că ai fost cu fiecare dintre noi, Doamne, și nimic rău nu se atinge de noi, Doamne. Te rog frumos să rămâi în continuare, Doamne, să vorbești prin Duhul Tău ce-o spun și astăzi, Doamne, aduc înaintea Ta, Doamne, și programa bisericii, Doamne, Doamne Iisuse, Tu știi, Doamne Iisuse, ce să facem în continuare, Doamne, arată-ne, Doamne, să-i clar la fiecare dintre și ajută-ne, Doamne, ca să ascultăm, Doamne Iisuse, glasul Tău, Doamne, și să urmăm porunca Ta, în numele Duhul Tău, Doamne, amin. Amin. La.
să fim în slava ta. Amin. 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 Amin.
Fiți oameni! Întăriți-vă! Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste! 1 Corinteni 16 cu 13 și 14. Amin!
Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul. El merită. Noi am fost tare împrăștiați astăzi. Vrem să mergem la un nursing home în Elgin. Vrem să mergem la o adunare de americani chiar în apropierea Elginului, dar ne-am... Timpul a trecut foarte repede și a rămas să venim aici. Ieri m-am gândit și am întrebat pe unii oameni ce ai dori ca să asculți mâine pe Paștele, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus se apropie. Cineva a spus, vreau să aud de Dumnezeu. Alții, vreau să ascult cuvântul Domnului. Și m-am gândit, așa de puțin se vorbește despre Isaia 58. Este un lucru, o fărmitură acolo foarte semnificativă, pe care noi, mai puțin sau mai mult, o ignorăm. Desleagă lansurile răutății. Fraților, nu vă spun dumneavoastră, vă spun, mai spun mie, avem ură în noi. Avem răutate în noi. Ne uităm la alții puțin mai de sus. Avem lucruri care sunt neplăcute înaintea ochilor lui Dumnezeu și peste care noi trecem cu ușurință. Și aici suntem acum chemați de Dumnezeu. Desleagă lanțurile răutății. Nu-i atât, mă gândesc eu pentru mine, nu atât de mult îi să deslegă altora lansurile, ci să deslegă lansul de la veriga care este la mine. Că dacă o dezleg veriga de la care e la mine, lansul cade și ceilalți sunt cupriți. Pe de altă parte, astăzi, unde am fost la bunicii noștri, la Aurora, de fapt, o soră aseară a recitat capitolul 53 din Isaia. Și am zis, ăsta e un capitol foarte frumos. Și m-am gândit și am amintit, putem să avem înaintea ochilor noștri două poze, două tablouri. Un tablou cu Domnul Iisus și un tablou cu diavolul, cu Satan. Pe care e mai atractiv pentru noi? Care ne trage mai repede să ne uităm la el? Știm că Satana înainte a fost înger de lumină. E atractiv. Dar Isaia 53 îl descrie pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, că n-avea nimic care să ne atragă privirea. Era ca un lăstar ieșit dintr-un pământ uscat. Și m-am gândit că nu întotdeauna ce e adevăr, ce este dragoste adevărată, stă în lucrurile care ne atrag privirea. Sunt valori în oameni care nu arată așa bine. Avem un turnă pe strada noastră, puțin mai încolo, umbla în anii în urmă cu o mașină de bine, mi-era rușine să o umblu în ea. Dar ea era turne ca să-și acopere, să nu creadă lumea probabil că cine ea. Să nu ne uităm după ce ne izbește privirea, la ce ne izbește privirea. Să căutăm, să ne uităm, să pătrundem în interiorul celui care e înaintea noastră. Și avem acest lăstar. Avem pe Domnul Iisus în fața noastră. Disprețuit nu numai atunci, disprețuit și astăzi. Domnule, ajută-ne și dă-ne putere ca să putem sta înaintea Ta, nu cum vrem noi, ci cum vrei Tu. E așa de greu să acceptăm voia Domnului, nu pentru lume, vorbesc de noi ca și creștini. Din nou, spun același lucru. Domne, have thy own way, Lord. Have thy own way. E așa de important.
să-i dăm voie Domnului ca să aibă voia Lui, să-și facă voia Lui în viața noastră. Fraților, un îndemn. Sărbătoarea care vine, ori vrem, ori nu vrem, oamenii, ori suntem, ori nu suntem creștini, cu toții sărbătorim învierea Domnului Iisus într-un fel sau altul. Cu toții sărbătorim nașterea Domnului Iisus într-un fel sau altul, mai mult ori mai puțin. Haideți pe data asta, așa cum scrie Noul Testament, să nu o sărbătorim până a luat vechi. Și să-L sărbătorim cu azilele curăției. Domnul ne ajută la asta, că asta este voia Lui. Noi să spunem doar amin la voia Lui în viața noastră. Și dacă se poate să cântăm și o cântare, o cântare pe care dumneavoastră s-ar putea să o știți mai de multă vreme, până vin, citesc. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăsat care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seama. Și acum o frumusețe după izbânul, dar și victoria pe care Dumnezeu o dat-o prin El, va vedea El cu Hristos, va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora prin cunoștința Lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici, pentru că Satan pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovanți. Amin.
voi citi din cartea Genesei, capitolul 12. Unde în primele două versete spune așa: Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și vei fi o binecuvântare. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Trăim vremuri în care credincioșii se împuținează. Avram a fost tatăl credincioșilor. Și Dumnezeu l-a chemat dintr-o țară idolatră și i-a spus că va mulți foarte mult sămânța lui. Dar din punct de vedere omenesc, acest lucru era imposibil. Pentru că nevasta lui era stearpă. Și mai mult, când Dumnezeu a încercat să aducă la îndeplinire lucrurile acestea, Sara avea 90 de ani. Unde să mai fie vorba de o mulțire? Îți voi mulți foarte mult sămânța ta. Foarte interesant, Dumnezeu a împlinit cuvintele acestea, că dacă nu le-ar fi împlinit, n-ar fi vreo 16-17 milioane de evrei. Înseamnă că din nevasta aceea stearpă și în condițiile vitrege de la 90 de ani, Dumnezeu a făcut să se împlinească cuvântul lui. În biserici suntem din ce în ce mai puțini. Interesant. Cu 20-30 de ani în urmă, aceeași situație era la american. Și la american erau multe biserici, dar multe dintre ele nu mai aveau membri și au fost obligați să le închidă. Și am venit noi românii în America și ne-am bucurat că ne-au dat unele pe gratis, altele pe bani puțin, altele le-am cumpărat cum am putut. Și iată că am ajuns și noi la fel. Bisericile se împuținează și sunt gata să se închidă. Ar fi interesant să vedem din Sfânta Scriptură care este secretul prin care se înmulțesc credincioșii, bisericile. Care este secretul lui Dumnezeu și ce-am putea noi credincioșii ca să învățăm din Sfânta Scriptură? În Cartea Împăraților, la capitolul 17, versetul 11, vorbește despre Ilie pe care Dumnezeu l-a chemat din regatul unde el a profețit, l-a trimis la pârâul Cherit și după aceea, de acolo când a secat râul, îl trimite la Sarepta, în țara lui Izabela. Și ne-am așteptat acum, pentru că Ilie n-avea ce să mănânce, să-l trimită la cineva care în sfârșit
avea ce să-i dea de mâncare. Și foarte interesant, versetul pe care l-am citat spune așa: femeia la care a mers Ilie, ea i-a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Adică, cât avea de mâncare? Pentru o singură dată. Și nu mai avea de mâncare. Dar avea totuși pentru o singură dată. Și Ilie știa secretul înmulțirii lui Dumnezeu. Zice, du-te și fă cum ai zis și pregătește întâi pentru mine. Și cât a stat Ilie acolo, uleiul nu s-a terminat și făina pe care o avea în oală nu s-a terminat. De ce? Pentru că Dumnezeu știe să înmulțească din puțin în mult. Din credincioși puțini, credincioși mulți. În fiecare an sunt pești, oamenii prind pești și se împuținează și după aceea, dar Dumnezeu este acela care înmulțește pești și niciodată nu lipsesc din râu. Din pești puțin, Dumnezeu face pești mulți. Din boabe puține, Dumnezeu face boabe multe. Din credincioși puțini, Dumnezeu face credincioși mulți. Ar fi interesant să știm din Scriptură, dar cum? Adică, ce ar trebui noi să facem ca să ne mulțească Dumnezeu și nouă? Pâinea, grâul, unde lemnul, situația noastră materială, lucruri de care avem nevoie. Dar mai mult, ce ar trebui să facem ca să mulțească credincioșii? Ce face Dumnezeu ca să mulțească credincioșii? Cei care constituie Biserica lui Dumnezeu. Primul secret este așa de simplu, de-l știm cu toții și totuși niciodată n-am băgat seama la el. Secretul îl găsim în Evanghelia după Ioan. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, capitolul 12, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur. Adică nu se mulțește. Dar dacă moare, spune textul, aduce multă roadă. Ăsta este primul secret al înmulțirii. Moartea. Ce spune apostolul Pavel? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Primul secret a mulțirii credincioșilor este că trebuie să moară. Cât timp noi conducem biserici, cât timp noi suntem școlați și importanți, biserica nu se înmulțește. Primul secret este acesta.
Bobul de grâu, spune Domnul Iisus Hristos, trebuie să moară. Nu există și știm secretul acesta, că dacă nu punem grâu în pământ și dacă zicem noi, nu putrezește acolo, adică nu încorțește, păi atunci n-aduce nicio roadă. În momentul în care îl punem în pământ și bobul de grâu moare, la toamnă sau aproape de toamnă ne așteptăm și avem 100 de bobe la unul sau mai multe sau puțin mai puține, dar grâul s-a mulțit. Exact așa este și cu credincioșii. Trebuie ca credincioșii să moară și când mor credincioșii încep să se mulțească, pentru că acolo nu mai este lucrare omenească. Nu este prin putere omenească. Este prin puterea lui Dumnezeu. El face, spune Scriptura, ca să încolțească ce a pus omul, ce a semănat omul, ce Evanghelia pe care noi am propovăduit-o nu aduce credincioși. Și Dumnezeu este Cel care prin Duhul Sfânt lucrează și mulțește credincioșii. A doua condiție ca credincioșii să se mulțească este că trebuie să aibă credință. Spune în Cartea Evreilor, capitolul 11, versetul 6, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Strigăm către Dumnezeu: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Uite, ne-am înjumătățit. Suntem mai puțini. Și l-au deșteptat pe Domnul Iisus Hristos ca să potolească furtuna. Credința în Fiul lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu este al doilea factor prin care Dumnezeu acționează și mulțește boabele, mulțește credincioșii, înmulțește venitul nostru. Poate că zice, da, bobele nu trebuie să ai credință ca să se mulțească. Nu numai pocăiții pun boabe de grâu în pământ. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, care om ar pune boabe de grâu în pământ dacă n-ar crede că se mulțesc? Credința este al doilea factor care determină înmulțirea. Și dați-mi voie să vă spun al treilea factor. Dacă am murit, sunt mulți oameni care mor, și totuși nu sunt credincioși. Și sunt mulți oameni credincioși care mor și au credință. Dar care este faptul că se mulțesc boabele, se mulțesc credincioșii și apare mulțirea? Este puterea celor care mor sau numai efectul credinței lor? Dacă n-ar fi cineva la capătul celălalt al credinței credincioșilor, ce s-ar alege de credincioși? Ce s-ar fi ales de martiri dacă Dumnezeu n-ar fi fost de celălalt capăt? Și spune tot Evrei, capitolul 11, că Sara, cu toată vârsta ei înaintată, a zămizlit, pentru că se-mi credea, avea credință, dar nu numai atât, se-mi credea
în Cel care a promis, adică în Dumnezeu. Credincioșii se mulțesc doar dacă mor. Dacă nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește în viața lor. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu putere omenească. Nu se face cu școală teologică. Pe paginile Sfintei Scripturi găsim un om plin de teologie. Și Iisus Hristos i-a ieșit înainte și l-a întrebat: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Habar n-avea cu toată teologia și nu-L cunoștea pe Hristos. Teologia nu rezolvă situația, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu putere omenească, ci se face prin Duhul lui Cel Sfânt. Atunci când Dumnezeu este lăsat să lucreze în biserici, atunci se mulțesc credincioșii. Dar se mulțesc credincioșii adevărați, că se mulțesc uneori și în culturile noastre și vedem, băi, ce frumos și verde este câmpul meu. Și când ne apropiem acolo, e plin de buruiele. Nu înmulțire de aceasta face Dumnezeu. Dumnezeu mulțește pești, Dumnezeu mulțește grâu, Dumnezeu mulțește oamenii, Dumnezeu mulțește credincioșii, nu îi mulțește pe cei răi. Este un tată vitre care mulțește copiii răi, dar Dumnezeu face copii buni, copii de Dumnezeu. Vreți ca biserica dumneavoastră să crească și numărul credincioșilor să fie din ce în ce mai mare? Să murim! Și să trăiască Hristos în fiecare din noi. Amin. În fiecare zi să credem. Amin. Că cu adevărat Dumnezeu poate să facă minuni. Amin. Amin. Și în al treilea rând, Dumnezeu, Cel care face lucrarea aceasta, să fie slăvit prin cei credincioși. Amin. Și biserica se va mulți. Amin. Mulțumim Domnului pentru fiecare cântare, pentru fiecare cuvânt care a fost adus Domnul Dumnezeu, să facă ca prin toate acestea inimile noastre să fie înviorate și întărite pentru slava și gloria Lui. Amin. Aș vrea să fac o corectare. Azi dimineața am anunțat că fratele păstor de la Biserica Golgota, fratele Trandafir, va fi cu noi duminica viitoare. Am înțeles de la fratele Tim că s-a făcut o schimbare și nu va fi cu noi, dar sunt convins că Domnul va fi cu noi. Amin. Și dacă este El, ne vom bucura din nou împreună. Sâmbătă, pe 28 martie, biserica aceasta de Ocal are invitația, au mers în vecin și au dat invitații pentru toți cei ce vor să vină și suntem și noi invitați. Ei au o seară de cântare, au o seară de închinare cu predicator și au și mâncare. Dacă vă place mâncarea aceasta a fraților indieni, e o posibilitate să aveți, aveți posibilitatea aceasta sâmbătă viitoare. Înțeles că întâlnirea aceasta va fi la ora 6:30. Aș vrea să continuăm să stăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum am fost îndemnați și vrea ca sărbătorile acestea spre care ne îndreptăm, duminica viitoare va fi intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, apoi va fi sărbătoarea Învierii. Dragii mei, lucrurile acestea care au avut loc istoric pe pământul acesta,
pentru noi a făcut o demarcație. Biserica lui Hristos nu este altceva decât acei urmași care, prin credință în Domnul Iisus Hristos, viața lor a fost schimbată. Hristos este capul, noi suntem mădularele Lui. Amin. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem în continuare călăuzirea Lui și puterea Lui, rugându-ne pentru lucrarea Domnului și rugându-ne unii pentru alții. Duminica viitoare vom fi din nou în locul acesta, serviciul de dimineață va începe la ora 10, iar serviciul de după masă la ora 5. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări și m-am gândit cântarea care a fost o tare costumit foarte lumina, așa parcă e potrivită, m-am gândit în seara aceasta și o dezbatere pe care am făcut-o în mintea mea, ați ascultat două predici și m-am gândit mai trebuie să fie și a treia. Probabil că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit și e interesant că gândul care a fost exprimat în seara aceasta era de fapt un gând care se combină și care se, să zic așa, într-un fel era și gândul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă două predici. De azi dimineață vreau să predic despre viziunea bisericii și seara să predic despre strategia în care viziunea aceasta poate fi împlinită de biserică. Duhul Dumnezeu are felul lui de a ne călăuzi și vreau să pun fratele Nelu și fratelui Isaia. Mă bucur că ați venit la noi, mă bucur că pentru ceea ce ați împărtășit și să socotesc că acesta este planul lui Dumnezeu. Să ne vorbească, să ne pregătească și la prima potrivită să adauge tot ceea ce El are în vedere pentru noi. Așa cum spunea fratele Nelu și fratele Isaia, două gânduri extraordinare. Dumnezeu vrea să ne dezlege. Amin? Și vrem să plecăm în seara aceasta dezlegați. Amin? Dumnezeu vrea să ne muncească. Și ce extraordinar lucru este că la prima biserică, cuvântul lui Dumnezeu spune, El a adăugat la numărul lor. El a adăugat. Slavă Lui! Venim înaintea Lui cu recunoștință, cu mulțumire și vrem din toată inima ca puterea lui Dumnezeu să fie simțită între noi. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare, ne vom mulțumina cu darurile de bunăvoie. Apoi corul are o cântare frumoasă, să puteți că e potrivit să ascultăm cântarea aceasta a corului și după aceea vom vedea cum vom încheia seara aceasta.
Ceea ce am făcut de multe ori, să încheiem timpul acesta cu un timp de rugăciune. În ce privește dezlegarea pe care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a adus-o pentru cel păcătos, noi care am experimentat și am trăit minunea aceasta a dezlegării de păcat, a învierii cu Hristos și apoi, așa cum spunea fratele Nelu, din nou să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie și să acceptăm să murim față de păcat ca să putem trăi pentru Dumnezeu în viața aceasta. Acesta este un mare har. Și mă gândesc, dragii mei, la cei oameni care sunt din neamul nostru și care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă gândesc la starea lor, la situația lor. Fratele Isaia cu sora Lidia locuiesc în Mangambu, este lângă Aurora, suntem vecini. Am spus fraților, v-am spus dumneavoastră de multe ori, Dumnezeu mi-a pus pe inimă de când m-am dus acolo de 24 de ani să caut pe românii care sunt acolo. Și ceea ce am început să fac este să mă rog pentru românii de acolo, să-L las pe Dumnezeu și să caut înțelegerea a ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu mine cât sunt încă acolo. Și în seara aceasta vreau să vă spun că mulțumesc Domnului pentru familia Curteanu, pentru că simt că dacă suntem așezați acolo, suntem așezați două familii într-un loc strategic în care Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm și am toată convingerea că fratele
Isaia și sora Lidia s-au rugat pentru românii de acolo, pe unii poate ați cunoscut, dar mă gândesc că suntem împrăștiați fiecare dintre noi în Algonquin, Lake in the Hills și în alte locuri în care suntem așezați și aș vrea să facem în seara aceasta ceva ce cred eu că e important, dragii mei. Întâi de toate, sufletele noastre trebuie să fie deslegate în așa fel încât în dragostea care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre, să avem dorința ca cei care nu-L cunosc pe El să-L cunoască. Amin? Și apoi, aspectul acesta în care Biserica lui Hristos, bisericele, de fapt, într-un fel, frate Nelu, au crescut numărul bisericilor. Numărul celor ce sunt în biserici scade și problema de care ne confruntăm este că, fiind biserică de limba română, românii care vorbesc românește sunt foarte puțini. Pentru noi este un lucru imposibil ca să ajungem și să... Este important să-i cunoaștem pe oamenii aceștia, dar să vedem mântuirea lui Dumnezeu lucrată în viața lor, aceasta este numai minunea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să ne unim inimile, așa cum am fost îndemnați. Lepădarea aceasta de sine, dezlegarea, moartea cu Hristos ca să trăim împreună cu El, să apoi să venim cu credință și să cerem mai mult ca oricând, dragii mei, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Pentru că dacă locuiești în Algonquin sau Lake in the Hills sau... deci partea mea este în Aurora, împreună cu fratele Isaia și sora Lidia, partea dumneavoastră unde Dumnezeu v-a așezat și o să potesc că dorința lui Dumnezeu nu este ca să îi căutăm pe oamenii ăștia să crească bisericile. Ar fi, să zic așa, un lucru nedemn ca noi să ne ducem să pescuim pescarul plin de pește cu scopul ca să aibă pește aceea pentru el. Scopul bisericii este ca prin lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră, celor la care ne-a mântuit, să putem să spunem altora, suntem acei semănători, suntem acei frugari care punem sămânța și așteptăm ca Dumnezeu să facă să crească. Eu socotesc că este un timp oportun ca să nu ne descurajăm atunci când ne uităm și vedem, vai de mine, suntem puțini sau vom fi și mai puțini și ce se întâmplă. Nu. Imaginați-vă că Domnul Iisus și-a ales 12 și noi suntem de 3 ori mai mult aproape decât ei. Și totuși, ce lucrare extraordinară a făcut Dumnezeu prin acești oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm ridicați în picioare. Și aș vrea să luăm câteva momente. Și aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi și să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să faci cu mine? Care este rostul vieții? Care este planul pe care tu îl ai? Care este lucrarea care tu mi-o dai în biserica aceasta? Nu ca să vin și să stau liniștit și să particip doar din când în când, ci fiecare dintre noi, dragii mei, suntem mădulare și suntem acest trup al lui Hristos prin care Dumnezeu lucrează și în care Dumnezeu se prostăvește. Amin? Am cântat, Tu ești vrednic. Haideți să spunem prin viața noastră, Doamne, recunosc această vrednicie a Fiului Tău și Te rog să mă învrednicești pe mine. Și prin mine, Domnul Iisus a spus ucenicilor pe care i-a chemat, pescar, te voi face pescari de oameni. Domnul Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi acești pescari. Amin? Domnul Dumnezeu să facă acea înmulțire a peștilor care a fost atunci când în noaptea aceea de trudă ucenicii n-au reușit să găsească absolut nimic. Și ce extraordinar lucru! O mreajă care să nu mai poată scoate. Și Petru stă înaintea Domnului Iisus Hristos și este atât de cercetat și spune, Doamne, pleacă de la mine. Eu nu sunt vrednic, dar Tu ești vrednic. Haideți, dragii mei, să venim
cu toată convingerea aceasta, că Dumnezeu, pe noi cei nevrednici, ne-a luat să le facă acești vrednici pe scară și să pună în inima noastră, măcar pe sărbătorile aceștia, când, așa cum spunea fratele, oamenii se duc la biserică, Domnul să facă un pescuit extraordinar pentru slava și gloria Lui. Ne rugăm pentru românii care sunt în partea unde Dumnezeu ne-a așezat și pentru lucrarea pe care El o are pentru noi și vrem ca Dumnezeu să aducă mântuire în inima acestor oameni. Cu cei ce sunteți îndemnați, stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Te rugăm frumos, Doamne. Amin. Pentru că tot Tatăl nostru din cer iubește toți oamenii, pentru că l-ai dat pe Domnul Iisus să moară pentru toți oamenii, înaintea ta spune că și noi iubim pe Severin. Amin. Am vrea așa de mult ca toți oamenii să primească mântuirea ta. Amin. Acest dar nemaipomenit și extraordinar. Dar, Doamne, fă-ne pe noi mădurare în via ta. Direcționa privirile celor cu care vorbim și pe care îi știm și cunoaștem spre Tine și Împărăția Ta. Amin. Doamne, scoate-ne în care acești semene noștri de limba română, pe care să-i orientăm spre Tine și spre jertfa Domnului Iisus. Amin. Fie-ți milă, Doamne Iisuse Hrăște. Nu dorim să venim cu mâna goală, Părintea Ta. Tu veniți totul, Doamne. De aceea, te aduce pe noi în ieșire la Tine și te rugăm. Amin. Dacă trecut am învățat că mă rupte în inima noastră pentru lucrurile omenești, firești, Doamne, al acestei lume, te rugăm, pătrunde și fă curățenie în inima noastră. Promează cu inima noastră cu adevărat, Doamne, ca să fim în totul mai tăi, să fim pe scari vremnici de adulte. Pește. Tindeți această vreană minunată și scumpă de pe tot românii din zona în care noi trăim. Amin. De dragul și meritele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Îți mulțumesc și eu personal pentru mesajele care astăzi le-am auzit în casa ta. Mulțumesc. În mod special pentru această după masă. Doamne, dacă există un strop de răutate în inima mea, te rog să-l scoți afară, Doamne. Și ajută-mă, Doamne, să arăt bunătate celor din jurul meu. Și pun cu familia mea și apoi cu familia bisericii, cu ceilalți frați și surori pe care îi cunoaștem. La fel, Doamne, îți mulțumesc și că ne-ai îndrumat și ne-ai spus, Doamne, că trebuie să murim înainte ca să vedem ca un bob să aducă roade, Doamne, și nu dorim ca să ne vedem, noi dorim ca Tu să Te vezi în orice lucrare, oriunde am fi, orice am face, iartă-ne orice slăbiciune, orice scăpare, orice lucru pe care l-am făcut, poate din necunoștință, din neștiință, te rugăm să fii pe mai departe cu noi, Doamne, și continuă să ne vorbești, continuă să ne modelezi și ajută-ne pe fiecare în parte să ascultăm de cuvântul Tău, să-L împlinim în viețile noastre. Te rugăm acestea în numele Scumpă Domnului Iisus. Amin. Amin.
Dumnezeule Tatăl. Ce putem să spunem? Ce putem să facem? Doamne, suntem înaintea Ta. Ne lăsăm descoperiți. Nu știm de cunoști. Nu știm de nevoie. Nu știm greutăți. Nu știm bucurie. Ajută-ne, Te rugăm. Amin. Să ne bucurăm. Amin. De această binecuvântare, de a fi cunoscuți de Tine și să ne cunoști de Tine. Și să lăsăm sămânța pe care noi sămânatul în ființele noastre să crească și să aducă rotul. Amin. Și să aducă binecuvântare. Doamne, ajută-ne ca orice ființă din jurul nostru, pentru orice ființă în jurul nostru să fie cunoscută. Amin. Doamne, Tu să fii prezent în noi. Te rugăm. Tu să ai toată slava și cinstea, că se cuvede. Tu știi că unii oameni avem de luptat și cu aceasta lume în slava Ta și ne-o primim. Iartă-ne, îndrăzește-ne, izbăvește-ne. Ajută-ne și de minte, după voia Ta, din toate lucrurile, în toate, Doamne, pe Tine să Te lăudăm. Amin. Tu să fii slăvit și binecuvântat în viețile noastre, la fiecare și prin viețile noastre, în orice împrejurare în care Tu le lucrași. Îți mulțumim de aceștia. Mulțumim pentru frați, pentru surori. Da. Și deasupra, la orice, îți mulțumim pentru Tine. Amin. Pentru planul Tău de vântuire. Doamne, Domnul Iisus, supunerea Lui, pentru dragostea Ta arătată, demonstrată prin El, pentru noi. Doamne, ajută-ne să trăim o viață de atunci. Ajută-ne să nu uităm nici poate de unde ne-ai spus, la ce ne-ai chemat. Și să ne ducem chemarea cu bucurie până la Ta. Aducem, Tatăl, înaintea Ta, familia noastră. Da, Domnule. Tu știi că Tu suspini pentru El, suspinăm și noi. Te rugăm la vremea potrivită. Te rugăm în numele Domnului Iisus la vremea potrivită. Ieși-ne la fiecare. Amin. Te rugăm. Îți mulțumim că Tu ai o clipă, ai o ceas pentru fiecare dintre. Te rugăm și pentru toți care cunosc inima mea. Nu ca să fim naționaliști, dar e bine, Doamne, că harul pe care l-am primit, l-am primit în această lume. Și oricât am cunoaște de bine o altă lume, înțelege mai bine voia Ta în limba mea. Ajută-ne, Doamne, ca să Te lăudăm în orice limbă putem, ca să Te lăudăm pe Tine când ești vrednic, în numele Domnului Iisus Te rugăm. Și încredințăm în mâinile Tale Duhul Sufletului și Duhul nostru, cu această nădejde și încredere că Tu care ai început această desăvârșită și bună lucrare în viețile noastre, Tu îi duce la Amin. Amin. Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau. Să vă dea o săptămână plină de har și să fiți binecuvântați de El. Amin. Amin.